și mergem la altul. Uniunea Europeană vrea să își pregătească cetățenii pentru vremuri grele, friguroase și cu bani puțini. Nu doar în iarna asta, greul va avea un program prelungit. UE a luat la țintă, prin vorbe, Rusia lui Putin, despre care spune că folosește gazul natural ca pe o armă. Războiul economic Occident-Rusia a trecut într-o nouă fază când purtătorul de cuvânt al lui Putin, Peskov, a spus că rușii vor da din nou gaz Europei prin Nord Stream 1 abia după ce Occidentul va anula sancțiunile economice decretate Rusiei. Greii Europei își unesc forțele, Macron a făcut planul cu Scholz, Franța va da gaz Germaniei și va primi la schimb electricitate. Francezii cer cetățenilor să reducă consumul energiei cu 10%, altfel va fi raționalizat, adică va fi impus de guvern până la urmă. UE anunță noi pași săptămâna viitoare din punct de vedere al energiei. Piața de energie europeană nu mai funcționează, recunoaște Uniunea Europeană, care și-a trimis comisarul pentru energie în Indonezia pentru noi înțelegeri. Poate găsim ceva mai ieftin. Right now, at this situation where Russia is using their natural gas supplies as a weapon, we have to take care of security of supply. And that means that some extraordinary investments are needed. Totuși, dacă economia mondială intră în recesiune, Rusia va exporta și mai puțin cu siguranță și le-ar merge și lor mai rău. Americanii de la Bloomberg spun că au pus mâna pe un raport intern al rușilor în care cei din guvern recunosc că economia lor va scădea cam cu 10% și își va reveni la nivelul de dinainte de invazie abia peste un deceniu. Reamintesc că în primele 6 luni ale anului, Rusia a strâns 160 de miliarde de euro din vânzările de hidrocarburi către Europa. Deci, uite cât de importante sunt aceste relații economice și pentru unii și pentru alții. Rusia câștigă în continuare foarte bine, asta era morală de final, câștigă foarte bine și în aceste condiții de război și în aceste condiții de sancțiuni în care vinde, de fapt, mai puțin, pe bani mai mulți, în vreme ce Europa cade, se prăbușește economic practic cu fiecare zi care trece. Asta este semnalul de alarmă pe care trebuie să îl remarcăm și observăm în fiecare zi când vedem diverse sancțiuni. Am văzut că astăzi iarăși a ieșit, nu sancțiuni, am vrut să spun restricții, da, la diverse țări. Am văzut că Italia și-a făcut programul pentru iarnă și au scăzut, da, temperatura minimă, da, înainte trebuia să fie minim 20 de grade în case, acum pot fi minus 19 grade, trebuia să fie X ore, da, de căldură în casă, acum este X minus 1, deci va fi cu o oră mai caldă, așa că decidem noi, guvernul Italiei, știi? Oricum, oamenii... nu e doar guvernul Italiei care a făcut acest lucru, tot vedem mai multe limite în mai multe state europene, dar unde este noutatea că aceste sancțiuni se întorc către noi? Noi știam că se va întâmpla acest lucru, dar ai vorbit despre Rusia de parcă este Rusia înfloritoare în acest moment, în plin război, face cade bani... cu 10%. Și... Ce este înfloritor la 10% de scădere economiei? Păi tu ai spus mai devreme că Rusia, de fapt, o duce foarte bine, în timp ce Europa este în cădere liberă. Exact tu ai spus cuvintele astea. Și acum mă întorc și te întreb, cum ți se pare că Rusia o duce atât de bine? Din moment Rusia ce... a făcut, ca să repet ideea, da, a strâns bani mai mulți pe mai puțin produs vândut ca înainte de invazie. Da? Pentru că, adică, pe, gazul pe care îl vindea înainte, acum este mult mai scump și chiar dacă au vândut mai puțin, au făcut mai mulți bani. Comprendeți? Evident. Și Rusia, ce crezi că a făcut pentru ca să ajungă și la aceste cifre și ca să facă acest pas? Trebuie să-ți reamintesc ceea ce făceau în urmă cu câteva zile, chiar acum o săptămână, ardea gazul. De ce? Pentru de că voia să... cam de pomană, pentru că nu mai puteau în primul rând să-l stocheze acolo și nu voiau să-l mai trimită Germaniei. Uite că tot am vorbit de Germania, de Franța, sau ai menționat tu mai devreme cu această știre și au pierdut 10 milioane de dolari. Și aici, sigur, prețurile se schimbă în momentul în care gazul este mai puțin, mai ales pentru noi. Dar ce crezi că face Rusia când nu are atâta piață de desfacere cum o avea cândva? Și să nu uităm că această legătură și interdependență până la urmă, că este și a noastră față de Rusia, dar mai ales a Rusiei față de Europa. Până la urmă, chiar Bloomberg a venit cu aceste spuse din spatele ușilor închise de acolo din Rusia și spunea foarte clar că Rusia își va reveni după tot acest dezastru economic cu care se confruntă în acest moment peste 10 ani.
10 ani. Aceasta este estimarea. Mie, în momentul de față, îmi pasă foarte puțin de Rusia. Mă afectează foarte puțin că lor le merge mai bine sau mai rău. Însă vedem cu toții care trăim de la Ucraina spre vest că suntem afectați de creșterea prețurilor și de această întoarcere, acestui recul a sancțiunilor. Aici mi se pare că au fost niște lucruri luate la plăsneală doar din dorința, așa parcă religioasă, de a răpune Rusia, de a o pedepsi, de a-i face rele. Au dat niște sancțiuni negândite, nici măcar pe termen scurt, ce să mai vorbesc de mediu sau lung, pentru că ajungem să fim obișnuiți să trăim fără apă caldă, fără căldură, și mi se pare că o lume care se vrea civilizată nu reușește să ajungă acolo. Și aici ne-a ajutat foarte mult din nou Monica din jurul, când ne-a spus că practic noi suntem în momentul ăsta o societate adolescentină. Da? Asta se vede și la cei care ne-au dus în această situație, în care au adus aceste sancțiuni. Dar să nu ne ducem în această extremă. Nu poți să spui că cei din fruntea statului, că cei din fruntea Uniunii Europene, a NATO, sunt acolo cu această atitudine imatură. Până la urmă, ei au reacționat în condiții de război care nu sunt niște condiții normale, să stea la masă, să facă o întâlnire sau chiar la nivel mondial, să stea și să se gândească pe termen lung sau scurt ce se va întâmpla. În condiții de război trebuie... De ce să se gândească pe termen lung? Totuși sunt acolo. În condiții de război, Hofi, reacționezi imediat. Poate dacă nu făcea... Cum adică... Uite, și Putin a spus cam imediată? Așa. În momentul înainte de 24 februarie, când a zis urmează să merg acolo la graniță, doar să semnez un decret de independență a Donbasului, a Luganskului și Donetskului, pasul următor a fost imediat. Au fost acele blindate, chiar acolo pe teritoriu, oameni evacuați și a început războiul. Și aici îți fac legătura că exact imediat a trebuit să reacționeze și toți ceilalți lideri la nivel mondial, pentru că dacă nu o făceau imediat, poate acum Putin era în România și era în al treilea război mondial. Era în România. Trăim în povești. Trebuie să existe niște strategii pe termen scurt pe care ei le-au luat, cu toată experiența pe care au avut-o până în acel moment, iar dacă nu o făceau, atunci avea să-i aplauzi, acum le critici sancțiunile, că se sparg și în capul tău, iar dacă nu făceau nimic, sau la ce fel de sancțiuni te așteptai tu, care să fie mult mai potrivite și să nu te afecteze deloc? Lipsa de viziune o văd și în situația în care acum țările europene au ajuns cam la finalul contractelor cu Rusia, da? Pentru Gazprom, da? Pentru gaz. Au ajuns la final, dinainte de această invazie, erau pe contractele să fac pe 5 ani, pe 10 ani, pe 20 de ani. Rusia vrea pe contract pe termen cât mai lung ca să își asigure... Na, și asta ne asigură și pe noi. Un beneficiu. Ei, ele se cam încheiau acum toate contractele, știi? Unde e viziunea atunci? Nu trebuiau să aibă grijă să fie contractele mai pe termen lung? Că totuși sunt niște oameni și acolo plătiți, da? Că vedem că la un summit NATO se cheltuie bani grei, uriași. Vedem asta, nu se comunică, nu prea sunt comunicări din punctul ăsta de vedere. Însă, vedem ce eforturi uriașe se fac, da? Securitate, cazările, cu totul deosebite, da? Și se fac aceia eforturi uriașe și plătiți. Uite că vedem, deci, și exemple. Oamenii sunt plătiți, e important asta, sunt plătiți ca să tragă niște concluzii, să-și dea seama, băi, poate să pornească un război acolo, se poate întâmpla ceva acolo, hai să ne aplicăm cumva și economic, să nu ajungem în situații în care să nu știm ce de capul nostru, știi? Că vorbea comisarul de energie, era ajunsese la Jakarta acolo și ne spunea nouă că este greu. Este greu sau nu? Trebuie să întrebăm și pe Marcela de cum este în Franța, mai ales că știm că Franța a făcut foarte mulți pași în această direcție, în frunte cu Macron acolo, și am văzut și un parteneriat foarte frumos între Germania și Franța în acest sens. Ce drăguț. Totuși, Marcela, spune-mi cât de mare a fost presiunea pe Emmanuel Macron în această perioadă, dar și, sigur, toată această presiune pusă de cetățeni, de companii, ca să nu fie aruncați într-o gaură economică. Bine, vreau să fac o mică corecție la ceea ce a spus voi până acum. Hofi, hai să nu fim catastrofiști, să nu delirăm dacă se poate. Deci, Uniunea Europeană, țările europene nu sunt într-o stare de catastrofă. Cine a folosit cuvântul catastrofă? Lasă-mă să-ți explic. Rusia chiar nu se simte bine.
Adică nicio țară care se dorește o exportatoare nu-și dorește o monedă puternică. Ori rubla este extrem de puternică în momentul ăsta. În momentul în care moneda ta este foarte puternică, ai niște probleme la export. Să schimbi furnizarea gazului e de asemenea destul de complicat, pentru că gazul nu-l faci la pachet cu fundiță roșie deasupra. Îți trebuie niște gazoducte și alea nu există încă. Dar nici asta n-ar fi nimic. Problema este, da, a câștigat foarte mulți bani, dar n-are ce face cu ei, pentru că are nevoie de microchipuri, de exemplu, pentru armele pe care le folosește. Și cred că știți și voi că în momentul ăsta demontează frigidere sau avioane civile ca să poată să le folosească în... Da, asta, Marcela, e un fel de să moară și capra vecinului. Eu m-aș uita în curtea mea la capra mea, mi-ar păsa mai puțin de... Asta în ceea ce privește Rusia. Deci sancțiunile funcționează în ceea ce privește Rusia, să nu ne lăsăm furați de peisaj. În ceea ce privește Uniunea Europeană, trebuie să știi că suntem într-o tranziție ecologică, se discută despre asta de foarte mulți ani de zile. Se discută, asta deci, este. Deci renunțarea la hidrocarburi și la combustibilii fosili era în programul tuturor partidelor electorale, de exemplu în Franța. Sigur că asta se întâmplă brusc în acest moment, dar liderii occidentali, spre deosebire, îmi dai voie să-ți spun, de liderii din România, pe care nu-i văd foarte preocupați de treaba asta, de câteva luni de zile spun trebuie să ne diversificăm aprovizionările pentru că vine iarna, trebuie să mergem pe scenariul cel mai prost posibil și anume Rusia ne taie gazele complet. Deci trebuie să ne diversificăm aprovizionările. Dacă la începutul războiului dependența Europei față de gazul rusesc era de 50%, acum este de 8%. Mi se pare că a scăzut simțitor, adică în Occident s-a întâmplat ceva. Rămâne totuși o mică marjă care trebuie acoperită și despre asta s-a discutat între Emmanuel Macron și cancelarul Scholz. Nu s-a discutat doar despre Franța și despre Germania, s-a discutat despre Europa. Adică Franța a spus, noi avem gaz, oricum dependența Franței era de doar 17%. Franța are mai multe terminale de recepționare a gazului lichefiat. Și unul este pe care să fie terminat unul suplimentar acum în nord. Deci Franța se poate aproviziona și ea e gata să dea statelor din est care au nevoie. Deci nu e vorba doar de Franța. E vorba de solidaritatea europeană care de altfel e prevăzută în tratatele europene. Franța, în schimb, are nevoie de electricitate. Asta se produce, de exemplu, un exces în Germania și Germania poate furniza electricitate Franței și poate mai sunt și alte țări din Est. Și ar putea lua și exemplu alte țări din Est. Da. Deci, întrebarea e ce face guvernul României, dacă s-au luat măsuri de asemenea natură și în România. Dacă cineva le-a pus această întrebare guvernanților români, acestea sunt întrebările. Pentru că aici, deja, știți, creșterea prețului energiei nu datează de la începutul războiului în Ucraina. Iarna trecută au existat deja dificultăți, sunt toate problemele care au apărut în urma celor 2 ani de pandemie și iarna trecută deja guvernul francez a dat bani particularilor pentru a subvenționa această creștere a prețului energiei. Aceste măsuri au fost prelungite până la sfârșitul anului și acum se spune că vor fi prelungite și în 2023. Deci să iau măsuri de protecție socială. Încă o dată eu vă pun întrebarea, v-a anunțat guvernul României care sunt măsurile pe care are de gând să le ia sau ce a făcut până acum? Eu să zicem că sunt cu ochii pe televiziunile franceze și știu mai puțin ce se întâmplă în România. Dar eu sper din tot sufletul că guvernul României a luat aceleași măsuri pe care le văd luate aici. Noi mai așteptăm până la iarnă. Nu-i stă în obicei guvernul român să facă asemenea lucruri, bineînțeles. Îți mulțumim, Marcela.